Vorbiți-ne, vă rog, puțin despre investiția care se desfășoară în spatele nostru. Bună ziua, dragi romașcani și potențial cumpărători. În primul și primul rând vreau să vă anunț că acest proiect rezidențial IRI, putem spune ca și investiții și calitate, suntem printre primii în România care s-a ținut cont de normele UE, inclusiv pompe de căldură, respectarea proiectului. Avem beton B400 care este foarte tare și care știe ce înseamnă betoane, să folosesc mai mult pentru poduri, căldură în pardoseală, fierul de asemenea a fost și el supus controlului și toate materialele au fost supuse controlului pentru verificarea calității cu firmă specializată adusă din afara tuturor contractelor sau furnizorilor care ne-au adus materiale, inclusiv casa scării a fost și este, după cum o să vedeți în imagini, izolată cu polistiren de 10, fundația la fel de bine izolație cu polistiren extrudat de 10, plus carton asfaltat, cum se spune, lipit cu flacără, acoperiș pe fiecare bloc. Chiar în weekend, sâmbătă, după mica filmare care v-am făcut, o s-a turnat și șapa de la etajul 2, bloc 1, de pe strada Zimbrului, urmând ca sâmbătă să turnăm și etajul 1. După cum vedeți, asfalt pentru cale de acces, mașini cu două benzi, intrare-ieșire, parcări laterale, și în viitorul apropiat o să fie chiar și un asfalt. Bun, haideți să începem totuși. Înțeleg că toate detaliile astea sunt foarte importante și sunt convins că oamenii abia așteaptă să afle mai multe, dar ca să nu-i inundăm cu foarte multe informații pe care probabil nu or să le înțeleagă, haideți să începem cu chestii mai simpluțe. Vorbim de 3 imobile. Fiecare imobil are câte apartamente? Fiecare imobil, deci avem apartamente cu 2 și 3 camere, bucătărie cu living, așa cum sunt cerute și de clienți potențiali cumpărători, să fie ceva deschis și în pas cu noile cerințe. În momentul în care o persoană intră în posesia unui apartament, sau în fine, mai întâi, cum trebuie să facă pentru a intra în posesia unui apartament aici? Este simplu. Dacă are venituri și poate să dovedească la bancă, poate să meargă la bancă și cu un credit ipotecar sau cu un avans 25-30% se poate la mine și cu diferența în rate direct la dezvoltator. Încercăm pe toate căile să-i ajutăm pe potențiale cumpărători cu dobândă sau fără dobândă la rate. După ce intră în posesia apartamentului, urmând pașii firești, omul ce are de făcut? Când a primit cheile, ce mai trebuie el să facă? Mai are ceva de făcut în apartament? Da, în apartament nu, doar să-l mobileze și în rest să-și achite ratele. Atât. E vorba doar de chestia financiară. Exact. Apartamentul este dat cu tot ce trebuie în el, mai puțin mobila. Exact. În același timp că tot vorbeam de apartament, o să aibă și fiecare scară, o să aibă câte un foișor, unde să aibă un relax pentru fiecare scară de bloc, plus alte beneficii, spații comerciale, o terasă, plus loc de joacă pentru copii și multe, multe alte beneficii care, exact cum a spus dumneavoastră, să nu inundăm cu prea multe informații. Să le descopere pe parcurs, exact, da? Exact. Acel imobil de acolo, la parter, văd un spațiu larg jos. Acolo, da, vor fi spații comerciale. Da. Ce e un spațiu comercial. Încercăm, vedem tip alimentar sau în funcție că o să-l dăm și la închiriat. Dar încercăm. Farmacie, alimentar, diverse. Deci tot ceva în beneficiul celor care vor locui obligat, aici. Obligat. Să mai adaug ceva, inclusiv toată zona va fi cu camere de supraveghere, fără dar și poate 24 din 24 de ore.
Plus vom avea și asociații pentru locatari. Încercăm pe cât posibil să eliminăm drumurile la plăți, facturi și diversi furnizori. Încercăm să le ușurăm viața prin, inclusiv prin să ne ocupăm noi ca și asociație. Până în acest moment, dacă nu e confidențială informația, câte apartamente sunt date deja? Avem deja un bloc care este dat. Este vorba de o firmă care l-a achiziționat în întregime, urmând cealaltă să le dăm individual la potențialii cumpărători. Legat de locurile de parcare și această cale de acces, câte locuri de parcare vor fi? Cu siguranță avem suficiente cât să aibă fiecare apartament câte două locuri de mașină sau două parcări pentru două mașini. Haideți să ne faceți prezentarea și în interior și să vadă toată lumea cum arată aceste apartamente. Mergem unde? La primul bloc aici, nu? Da. Acest prim bloc, după cum vedeți, instalația sanitară, o să vedeți în interior, este făcută. Partea electrică este făcută, tencuiți pereții. Pregătit, deja este pregătit pentru a da tencuială decorativă. Termopanul este pus și acest termopan va fi în trei straturi de sticlă. Acesta va fi pus mult mai târziu ca să nu murdărim. Suntem la etajul 1 al primului bloc, de pe strada Zimrului, da. Spuneți ceva de tavane. După cum vedeți, tavanele sunt izolate cu polistiren de 2. Asta va fi foarte bine și fonic și termic. Inclusiv pereții de pe casa scării, la fel cu polistiren de 10. O să vadă domnul Ciprian și grosimea lor, exact, cred că o și filmează în momentul de față. Instalațiile toate vor fi îngropate în polistiren. Deci niciun fir la vedere, nu cu ce ne-am obișnuit noi din construcțiile dinainte, cu căblăraie, cu firăraie. Inclusiv iluminatul scării va fi exact, fără cabluri, fără... încercăm inclusiv casa scării să fie iluminată cu senzori pentru costuri minime. După cum observați, și aici, la etajul 1, se pregătește încălzirea în parbățeală. Putem intra? Da, vă rog, vă rog. Haideți că trebuie să ne povestiți și aici. O secundă, dacă ne permiteți. Mulțumim frumos. Deci se lucrează deja la încălzirea în parbățeală aici. Da. După cum vedeți, și pereții sunt încuieți. O parte din termopan, exact cum am spus, este deja montat, urmând sticla cât mai la urmă. Încercăm pe cât posibil motivul acestei finalizări legat de sticlă să fie montată cât mai la urmă, fiind un pic de curent, se pot usca pereții, chiar inclusiv șapele, adezivul care va fi pentru finisarea pereților, să fie într-un mod mai normal de uscare. Trebuie să vorbesc puțin despre ceva ce mie mi-a plăcut de la bun început, și anume înălțimea geamurilor. Așa sunt la toate apartamentele? Da, da. Avem geamuri atât de înalte? Da, înalte, chiar mari, să fie cât mai multă lumină naturală. Exact cum v-am spus, pompele de căldură vor fi folosite inclusiv pe timp de vară, pentru că aceste pompe va da nu numai căldură, cât și răcire în pardoseală. Care este lărgimea unui balcon? Putem să aruncăm o privire acolo? Da, vă rugăm. Eu întreb ce aș întreba eu atunci când mi-aș cumpăra un apartament. Da? Zic că sunt destul de generoase, ca să vadă și la cameră. Zic că sunt destul de generoase, vor fi chiar plăcute. În două camere. Da, da. Avem balcoane inclusiv la bucătărie, living, dormitor, deci și au chiar și o panoramă frumoasă față de centrul orașului. Deci până la urma urmei
sunt apartamente aerisite, zona este aerisită. E liniștită pentru că e populată de oameni care stau la case. Exact. Și este plăcut să ne trezim și dimineața cu cântarea unui cocoș. Corect. Cum să nu? Corect. Da. Bun, haideți să mai aruncăm o privire pe aici. Dacă vreți, putem merge să vedem și șapa, cum s-a furnat. Da. Aici, la etajul 2, exact cum v-am spus, în afară că și șapa și căldura în paradoxală e terminată, izolații, exact cum am zis, casa scării, tavanii. Apartamentele sunt identice la fiecare etaj? Adică ăsta de deasupra este identic cu cel de dedesubt? Cam așa ceva. Cel mai mic apartament avem de 55 de metri pătrați, cel mai mare 80-81 pic de metri pătrați. Instalațiile, nu doar electrice, ci și cele de sanitare vor fi tot în perete. Da, da, după cum vedeți, sunt deja băgate. Deci nimic la vedere. Țevi, fire... Nimic. Nimic așa cum se cere de ceva timp, nu numai acum. Asta e modelul pe care l-ați văzut în străinătate. Da, da. Și în străinătate și inclusiv blocurile noi, cam așa ar trebui făcute. Mi se pare mie sau e mult mai înalt față de un apartament clasic? Da, sunt un pic mai înalte. Aici va urma să facem inclusiv în interiorul apartamentelor cu polisiren de 2 extrudat pentru fonic și termic în același timp. După cum vedeți și aici s-au pus termopanele, uitați ce panoramă dacă vrea domnul Ciprian. Și avem vecini chiar foarte buni. Inclusiv eu, la 200 de metri, stau în aceeași zonă. Aici am crescut, aici am copilărit. Se pot face grătare acolo? O, lejer. Lejer. Și dacă eu o să aplicăm la fel ca la complexul rezidențial al lui Țânțăreanu, ca să nu facem acum, să facem publicitate gratis, dar putem, odată pe an, lejer, să ne adunăm toți și să cinstim ceea ce am cumpărat și ce am făcut. Dacă e să ne mergem în celelalte blocuri, vom vedea exact același lucru. Aproximativ. Nu toate sunt la același nivel, dar în schimb se lucrează și acolo. Se lucrează și acolo. Acest bloc de pe Zimbrul este cel mai avansat. Am zis ca să-l terminăm cât mai repede, să schimbăm exact și pentru vânzare și a schimba fața și ușor, ușor ne mutăm de pe un bloc pe altul. Anul ăsta va trebui să fie gata toate. Inclusiv, anul acesta vor fi terminate toate. Inclusiv vândute. Pentru că solicitări avem, chiar avem foarte multe solicitări. Oamenii ne-au urmărit pas cu pas, chiar de la începutul lucrărilor, care au venit și mi-au și spus. Am urmărit fiecare etapă, vreau pentru copil, vrem pentru noi să... Am văzut cum ați investit, ce ați făcut și chiar le plac oamenilor. Unde vă pot urmări? Cum vă pot găsi potențialii clienți? Avem o pagină IRI Rezidenți, inclusiv foarte mulți prieteni avem și pe pagina mea personală și inclusiv la numărul telefon 0745 645 142 mă puteți contacta în orice zi și încercăm să căutăm un mod de achiziție cât mai convenabil pentru ambele persoane. Nu mă interesează să fiu doar eu un avantaj, cât inclusiv și clientul meu să fie conștient de ceea ce cumpără, să-i placă, să-și dorească și să-i căutăm variantele cele mai bune de a plăti diferența de rate, care sunt în rate, care sunt cu cash-uri. Îi așteptăm cu drag oricând și pe aici. Ca dezvoltator imobiliar, dacă acest proiect, că e un proiect, da? Da, acest obligat. Complex se va dovedi unul de succes, va mai exista altul? Da, mai avem încă două în proiect, în acest complex, ar mai trebui încă două ridicate de jos, dar am zis să terminăm aceste trei, după care le vom începe și pe cealaltă două. Și alea vor fi tot așa, cu spațiu comercial,
cu toate beneficiile care le au și aceste trei. Mult succes, rămâne să vedem ce se întâmplă în continuare. Mulțumesc foarte mult și vă aștept cu drag la vizionări și la contractări.